Echipa de rugby Steaua București va disputa sâmbătă de la ora 12 semifinala Cupei României în fața celor de la SCM Timișoara. Partida va avea loc în complexul sportiv Steaua, iar biletele pot fi achiziționate în ziua meciului lângă tribuna oficială a stadionului de rugby. Ne era dor de meci, o să avem o dublă cu Timișoara, din care primul meci o să fie semifinala Cupei. E și momentul revanșei după semifinala de anul trecut din campionat? Da, am avut mai multe meciuri cu Timișoara. Într-adevăr, cred că au un plus al meciurilor câștigate. De data aceasta jucăm acasă și așteptăm cât mai multă lume la meci pentru o victorie pentru noi. Poarta este deschisă, așteptăm toată lumea să vină, iubitorii rugby-ului, cei care vor să ne susțină, care sunt alături de acest club, și așteptăm cu brațele deschise. Vă dați seama, să jucăm împotriva, cu suporteri în tribună, împotriva o echipă atât de puternică, este extraordinar de bine. Steaua București are ca obiectiv cupa și campionatul în acest sezon, iar jucătorii lui Dănuț Dumbravă sunt încrezători că pot câștiga ambele trofee. Cred că suntem pregătiți. Ne dorim să jucăm o finală. Și pentru acest lucru trebuie să trecem de Timișoara. Într-adevăr, au un mic avantaj față de noi, pentru că au 3 meciuri deja jucate până la întâlnirea cu noi. Noi ne-am antrenat singuri, am fost într-o perioadă de pregătire, iar acum urmează examenul. Vom vedea ce se întâmplă sâmbătă, dar suntem optimiști, încrezători în puterile noastre și încercăm să luăm acest mic avantaj din partea lor. Cât de motivat ești pentru meciul cu Timișoara? Foarte motivat, sunt foarte pregătit. Am avut o lungă perioadă de pregătire foarte bună. Suntem pregătiți să câștigăm această semifinală și, bineînțeles, să câștigăm și Cupa României.